Bună draga mea, sunt Luna Ala. Este prima săptămână a noului an chinezesc, dar mai importantă este petrecerea astrelor din 29 ianuarie. Este o zi dificilă în domeniul relațiilor personale intime. Un conflict ascuțit neașteptat este posibil din cauza geloziei, a neînțelegerei și a frustrărilor interne. În astfel de zile este nevoie de maximă diplomație și tact, Situația de conflict care a apărut într-o astfel de zi poate avea un caracter lung, prelungit și chiar poate duce la o rupere a relațiilor. Nu ceda provocărilor și păstrează-ți emoțiile sub control. În februarie, Marte se va muta în Capricorn. Un stelium de planete se va forma în semnul Capricornului. Pe ordinea de zi se află dezvoltarea și stabilizarea sectoarelor financiare și de afaceri, precum și consolidarea situației financiare. Depășirea crizei din sfera afacerii și creatoare va fi pe primul plan. Dar hai să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, la începutul săptămânii îți va fi dificil să fii de acord cu ceilalți astfel încât conflictul să nu poată fi evitat. Încearcă să rezolvi cât mai repede toate neînțelegerile astfel încât să nu-ți strice toată săptămâna. Când critici lipsurile altora, amintește-ți de propria ta imperfecțiunea. La sfârșitul săptămânii copiii vor încânta cu succesele și realizările lor. Duminică evite deplasările de care nu ai nevoie personal. Săptămâna aceasta va fi de succes pentru pentru viața personală. Cu puțin noroc te așteaptă o cunoaștere interesantă și o întâlnire romantică. Erudiția și farmecul tău vor ieși în prim plan. Cuvintele tale vor face o impresie cea mai bună și va fi corect și frumos apreciată și prețuită. Nu ți-ar strica să faci măcar o mică impudență dacă vrei să cucerești pe cineva pe frontul de dragoste. Știi că dușmanul îți va rezista în mod deosebit și conștiința îți interzice să te retragi imediat ca un laș. La urma urmei, lupta cu un potențial partener demn este cea mai delicioasă, deoarece cu atât este mai dulce victoria și chiar mai dulce uneori ori înfrângerea. Situația ta financiară este stabilă, dar dacă dorești să te simți bine în acest an, acum este mai bine să nu cheltui prea mult, ci să amâni unele cheltuieli. Principalul pericol pentru tine săptămâna asta este supraîncălzirea. Fii atentă la prognozele meteorologilor și nu-ți fie teamă că vei prinde o răceală îmbrăcându-te puțin mai ușor ca de obicei. Te vei îmbolnăvi numai dacă, din potrivă, te vei înfășura prea mult. Stelele nu-ți recomandă să vizitezi piscina sau sauna în zilele următoare. Ventilează camera mai des. Se pare că ai nevoie de un ceas. Și vei prefera, în mod evident, nu cele clasice cu o brățară din aur sau argint, ci cele noi inteligente cu telefon și internet. Dar și mai bine alege bijuterii într-un stil futurist. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Taur! Marți, ghinionul îți poate provoca iritații, încearcă să eviți conflictele, vei lăsa multe probleme în trecut. Joi, încearcă să te protejezi de conversațiile inutile și de contactele inutile. Vineri, se pare că te așteaptă o petrecere distractivă și cu prietenii. Weekendul îl vei fi dedicat odihnei. Săptămâna aceasta este potrivită pentru modificările cardinale în afecțiunile inimii. Nu te agăța de relații învechite și sfărâmate. Încearcă să găsești puterea și curajul în tine însă și să nu mai amâni o conversație sinceră care ar trebui să pună totul la locul lui. Gândurile tale pot fi absorbite de imaginea cuiva. Cineva sau ceva te seduce atât de mult încât nu poți scăpa de obsesia cu iubitul tău actual. Crezi că merită să scapi de ea? Situația financiară promite să te mulțumească, dar pentru aceasta este necesar să depui eforturi. Încearcă să fii mai atentă la responsabilitățile pe care le ai. Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi. La sfârșitul săptămânii sunt probabile încasări în numerar. Dacă nu dorești să te îmbolnăvești, încearcă să-ți menții corpul în formă bună. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să te relaxezi. Respectă rutina zilnică, mergi la plimbări, fă mișcare și respiră aer curat, fă exerciții. Și asigură-te că te bucuri de lucruri mici în fiecare zi. Emoțiile pozitive sunt cea mai bună Bună măsură preventivă împotriva multor boli. Poartă o bijuterie cu citrin în zilele următoare. Această piatră îți va oferi oportunitatea de a stabili relații de afaceri utile sau de a elimina un contact nerentabil. Acum vei beneficia de o altă abilitate de la citrin. Îi oferă proprietarului său capacitatea de a convinge. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Gemen Săptămâna aceasta va fi bucuroasă, plină de agitație plăcută. Aștepți comunicarea cu oameni interesanți, invitații la întâlniri. La locul de muncă, calități precum punctualitatea și calmul sunt utile, prin ele îți vei dezvălui profesionalismul în toată splendoarea ta. Joi este o zi bună pentru cumpărături. Aștepți profit suplimentar astfel încât să te poți mulțumi pe tine și pe cei dragi. Este timpul pentru împlinirea dorințelor și a minunilor. Stelele îți oferă șansa de a te concentra pe cumpărături, de exemplu, o jucărie de la un sex shop. Dacă criza se face o simțită din cauza datoriei conjugale, cel puțin o nouă lingerie intimă sexy poate fi o soluție. După cum arată practica, o astfel de lingerie este foarte funcțională în pat. Este necesar să te pregătești temenic pentru lunile viitoare, ai toate șansele să le petreci distractiv și plăcut. Mai mult, la începutul anului chinezesc, vei aștepta în mod clar profituri suplimentare și oferte interesante de afaceri. Starea ta de sănătate va fi direct afectată de nivelul tău de activitate fizică. Săptămâna aceasta este deosebit de important pentru tine să te miști mai mult, cel puțin să mergi pe jos. Minimul necesar este o plimbare de o jumătate de oră pe zi, într-un ritm rapid până când ritmul cardiac crește. Orice sarcini care necesită efort sunt utile. Un set de astfel de exerciții pot deveni baza antrenamentului de dimineață. Te afli în începutul unei perioade favorabile când totul funcționează și reușești mult. Este important doar să crezi în tine și să alegi direcția potrivită. Poartă rubine, nu te vor lăsa să rătăcești. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Rac, Luni în cea mai informală atmosferă va fi posibilă rezolvarea unor probleme foarte importante. Se pot deschide noi oportunități în fața ta. Miercuri nu ar trebui să vorbești mult și nici să te implici în intrigi. La mijlocul săptămânii nu face publicitatea planurilor tale pentru acest an. Duminică, îndepărtează cât mai mult de distribuirea instrucțiunilor valoroase și a criticilor, pentru a nu obține o rafală de emoții ca răspuns al celor dragi. și ți experiențele cu persoana iubită, sprijinul său îți va fi util. El își va oferi umărul pentru tine. Joi nu te certa cu cel ales, cearta cu el amenință să îl îndepărteze. Cel mai seducător vei arăta cum înțesaturile grele, de exemplu, din lână. Toate puloverele mai pline la atingere combinate cu lânjurie subțire și delicată. Compoziția în sine este concepută să simbolizeze primăvara și să-ți provoace bărbatul. Dacă nu chiar extazul, atunci cel puțin dorința de a vă încălzi imediat unul pe altul. Riști să-ți supraestimezi capacitățile și să-ți aduci portofelul la epuizarea completă. Lasă-l pe sermanul om, încearcă să nu-l plictisești cu tot felul de flacuri. Marți și miercuri sunt zilele cele mai stresante la serviciu, dar vei dovedi. Doar să nu întârzi, este deosebit de important pentru tine acum să te concentrezi la ceea ce faci pentru sănătatea ta. Dacă iei un medicament, nu uita ora la care trebuie să iei comprimante sau medicamente. Dacă mergi la proceduri, urmărește programul. Încearcă să simți ce ți se întâmplă. Acest lucru este deosebit de important în timpul sportului, masajului, spaului. Ascultă vocea corpului tău. Învață să o înțelegi. Rezultatele te vor șoca. Acum îți poți permite destul de mult combinațiile îndrăznețe de bijuterii realizate în diferite stiluri. Stelele te sfătuiesc în zilele următoare să încerci bijuterii în stil clasic din argint și bijuterii în stil etnic din lemn. Cel mai probabil, un astfel de eclectism va fi excelent pentru imaginea ta și va sublinia perfect personalitatea ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Leu! Săptămâna aceasta, astrele promit să-ți ofere oportunități fabuloase dacă nu uiți să acorzi o mână de ajutor rudelor și prietenilor. Situația este favorabilă contactelor, cooperării, călătoriilor interesante, petrecerilor neobișnuite. Problemele familiei vor începe să dispară imperceptibil. Pur și simplu, ca un magnet, atragi noroc. Poți simți dependența de starea de spirit a unei persoane dragi, de aceea este în interesul tău să o păstrezi aproape. Asemenea unui om de zăpadă, iubitul tău poate fi rece și distant față de tine. Greșeala obișnuită pe care o poți face și tu este să începi în toate felurile posibile să-l seduci, să-l dezgheți și să-l ademenești la plăcinte pe bărbatul tău încăpățânat. Mai bine, congelează-l puțin. Dacă bugetul tău crapă de la cusături, este timpul să folosești un card de credit. Doar nu te duce prea departe și nu cheltui mai mult decât poți câștiga într-o perioadă fără dobândă. Weekendul este un moment bun pentru achiziționarea de calculatoare sau electrocasnice. Dedică săptămâna asta sportului. Dacă te-ai îndepărtat de exercițiile obișnuite, săptămâna aceasta astrele îți recomandă să începi să faci exerciții cu frecvența necesară. Dacă vizitezi sala de sport sau piscina, nu trebuie să te supra -soliciți. Încearcă să-l captivezi pe unul dintre cunoscuții tăi cu sportul, înveselindu-vă unul pe cealaltă. Urmărindu-vă unul pe celălalt, vei obține mai multe avantaje. Este important pentru tine acum să gândești mai întâi și apoi să vorbești. Nu vorbi prea mult, dar te pășește teama de a vorbi în public. Puneți un inel sau un pandativ cu opal, iar calitățile tale oratorice se vor îmbunătăți. Vei putea face față emoției și vei deveni mai convingătoare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Fecioara, încearcă să fii mai cinstită emoțional cu cei dragi. Da, iar colegii nu ar trebui să aibă secrete față de tine. Săptămâna este plină de evenimente și diverse aventuri, numai că este recomandat să te oprești la timp. Ai planificat deja prea mult, probabil că va trebui să renunți la o parte din plan, dar acest lucru nu este un motiv de dezamăgire. Duminică pune lucrurile în ordine în gânduri, lucruri și relații. Săptămâna aceasta nu ar trebui să exagerezi în relația cu persoana iubită, deoarece controlul tău destul de strâns îl poate determina să protesteze. Joi, dacă ești chinuită de suspiciuni vagi, nu le dea frâu liber. Cel puțin nu ți-arăta gelozie în prezența unor străini. Cu privire la cele mai bune distracții erotice, astrele te sfătuiesc să te limitezi la atingeri, mângâieri, masaje delicate. Și nu este vorba despre sex, așa cum ar putea sugera cineva, ci chiar despre preludiu. Poate că este rândul tău să fii un partener activ. Încearcă să utilizezi capacitățile corpului tău la maxim, apoi iubitul tău literalmente se va aprinde. Obiectul principal al grijilor tale poate fi problema banilor, însă costurile tale din această săptămână vor fi plătite cu generozitate în viitor. Deci nu fi la coma! Joi și vineri nu sunt excluse negocieri dificile, întâlniri importante și rapoarte. În această săptămână poți fi în vârful activității. Stelele spun că niciun factor extern nu te va împiedica să-ți atingi obiectivele. Poți planifica ceva în domeniul sănătății, acum ai șansa să te schimbi mult în bine. Dacă ai fost lipsite de puterea de a-ți monitoriza dieta sau exercițiul fizic în mod regulat, în zilele următoare această problemă nu va apărea. Acum este posibil să te implici, deci merită încercat. Ți se poate părea că ai o perioadă dificilă, dar nu-ți face griji, nu va dura mult timp. Poartă mai des obsidean. Această piatră are capacitatea de a-ți consolida sănătatea și de a vindeca rănile inimii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Balanța. Săptămâna aceasta, abține-te de la angajamente riscante și cheltuieli prea mari. Încearcă să eviți evenimentele cu multă lume, petrece mai bine timp departe de mulțime, deoarece într-o mulțime de oameni poți atrage persoane dubioase. Miercuri totul se va dovedi bine, munca va fi fructuoasă, sunt așteptate întâlniri interesante și surprize plăcute. În weekend, încearcă să te relaxezi și să-ți recâștigi forța. Merite să te concentrezi doar pe treburile cele mai importante și urgente. Soarta promite să-ți ofere o șansă de a întâlni o persoană interesantă care va deschide noi orizonturi pentru tine. Dar amintește-ți, el nu va tolera falsitățile într-o relație. Nu poți trăi fără cadouri. Și chiar dacă dorești cu adevărat să nu cheltui bani, surprinde persoana iubită, de exemplu, cu prezervativea. O cutie cu aceste produse frumoase poate fi folosite nu numai în scopul propus, ci și ca un proiectil pentru a-l arunca de la balcon când vine acasă. Trebuie doar să adaugi puține culoare la mâncare. La începutul săptămânii este mai bine să uzi de idei noi în afaceri și comerț, de asemenea nu merită să închei noi contracte, nu vor aduce rezultatul dorit. Vineri după amiază sunt posibile avești financiare importante. În această săptămână, astrele îți recomandă să acorzi un pic mai multă atenție stării pielii tale. Nu va fi sănătoasă dacă nu este suficient hidratată. Folosește creme speciale, uleiuri și măști, dar fii conștientă că este posibil să nu fie suficient. Trebuie să faci modificări în dietă. Bea sucuri multivitaminice, adaugă ananas și migdale în dietă. Nu va trece mult timp și vei fi uimită de efectul pe care îl poți obține. Este posibil ca în această săptămână să ai nevoie de patronaj și protecție. Cumpără un cristal numit ametrin și poartă-l cu tine toată săptămâna. Ametrinul nu numai că va atrage atenția favorabilă a persoanelor cu rang superior, dar te va scuti de friciile fără cauze și te va face și mai prietenoasă cu ceilalți. Zilele favorabile sunt a fi și -o pe ecran. Scorpion În această săptămână este important să iei inițiativa și să-ți afișezi activitatea în toate modurile posibile. Acest comportament va fi util în special pentru creșterea carierei. Vei avea ocazia să câștigi bani buni, dar vei avea nevoie de răbdare și perseveranță. Participarea și atenția ta sunt necesare celor dragi. Viața personală promite multe momente plăcute și schimbări importante. Luni multe pot depinde de acțiunile tale. Nu fi geloasă, reproșurile pot înstrăina persoana iubită de tine, iar un cuvânt sau o privire afectuoasă poate face minuni. Fii sinceră, dar blândă. Șapte vineri pe săptămână, dar nicio singură simbătă. Această afirmație va fi confirmată din nou. La urma urmei te vei pregăti cu adevărat toată săptămâna pentru o întâlnire intimă cu persoana iubită și conform programului complet vei spăla și podele, capul, baie și pisica ta iubită în același timp. Dar în weekend se poate dovedi că picioarele tale nu sunt cu tine și aproape că nu ești trează deloc. În general, săptămâna va fi stabilă și te va mulțumi din punct de vedere financiar. Marți contractele și tranzacțiile încheiate vor avea succes. Noile încasări financiare sunt probabile vineri. Stelele îți recomandă să renunți la alimente proteice pentru o perioadă. Dacă această sarcină pare prea complicată pentru tine, exclude cel puțin proteinele animale din dietă timp de câteva zile. O astfel de dietă nu mai că va ușura sistemul digestiv, ci și întregul corp. Unele simptome neplăcute tulburătoare pot dispărea ca și prin magia. Încearcă să găsești bijuterii care să reflecte gusturile tale în design. De exemplu, îți vor plăcea cu siguranță cercei făcuți sub forma de pește mic, note muzicale sau un pandativ sub forma unei cărți deschise. Vei vedea că astfel de bijuterii îți vor atrage atenția cu siguranță. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Săgetător Săptămâna aceasta trebuie să fii deschisă la sugestii, deoarece vor începe să ajungă la tine într-un ritm tot mai mare. În soluționarea problemelor curente, bazează-te mai mult pe intuiție. Ciudat, logica este puțin probabil să te conducă la rezultate dorite. Joi nu ar trebui să comiți acte impulsive, chiar și în acele momente care ți se par deranjante. La sfârșitul săptămânii vei fi invitată la o petrecere. Încearcă să-ți păstrezi fericirea secretă de ceilalți. Ei nu trebuie să detaliile vieții personale. Întâlnirile sunt cel mai bine de organizat miercuri și sâmbătă. O pauză în viața sexuală este planificată. Cu toate acestea, este puțin probabil să fie jignită. În primul rând vei fi prea dornică de activitățile sociale și în al doilea rând vei prefera societatea televizorului sau a calculatorului decât să te plictisești obositor în pat. Ei bine, poate fi o picătură, bine, bine, două picături, dar mai multe nu, nu. Încearcă să fii mai atent în tranzacțiile financiare, verifică fiabilitatea partenerilor. Miercuri te poți aștepta la venituri suplimentare. Joi este probabil ca negocierele să aibă un real succes imediat. Săptămâna aceasta ar trebui să ai grijă de pielea ta, precum și de sănătatea ochilor. Alege cele mai delicate produse cosmetice naturale, chimicalele sunt acum inamicul tău, nu prietenul tău. Dacă ai timp și oportunitate, încearcă o mască de avocado cu ulei de argan și miere împrospătând pielea. Astfel vei fi sigure de compoziția, calitatea și siguranța măștii tale. Poate în același timp îți faci un hobby interesant și util. Săptămâna aceasta este puțin probabil să vrei să fii modestă. Da, și fără nevoie îți poți permite destul de mult să strălucești purtând bijuteriile tale favorabile. Și cel mai bine, desigur, este aurul cu diamante. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Capricorn dacă este posibil, fă față datoriilor, nu amâna activitatea neterminată pentru mai târziu. Marți va trebui să accepți responsabilitatea nu numai pentru acțiunile tale, ci și pentru alte persoane. Joi va avea tendința să exagerezi, poate fi o zi plină de conflicte. Sâmbătă îți poți schimba complet planurile. Pot exista unele schimbări în relația cu persoana iubită și nu în bine. Joi încearcă să nu provoci o ceartă, dar dacă se întâmplă, încearcă să netezești colțurile ascuțite. Vineri este posibil să ai un motiv foarte real de gelozie. Concentrarea și atenția la ceea ce se întâmplă în interior este ceea ce ți se cere în viitorul apropiat în timpul unui act de dragoste. Ascultă-te pe tine însă ți fie atentă la cea mai mică creștere a senzațiilor erotice care apar din cele mai invizibile mișcări. Stelele spun că ai toate șansele să înveți multe despre tine. În prima jumătate a săptămânii, din motive independente de tine, poți pierde contacte și perspective profitabile. Dar nu-ți pierde inima. În curând se vor deschide noi oportunități în fața ta și vei avea șansa de a-ți îmbunătăți situația financiară. În weekend ai grijă cu banii altora. Săptămâna aceasta, fiecare lucru mic poate deveni problema ta. Fie o zgârietură, fie îți va intra ceva în ochi. Ochelarii și mânușile de protecție vor fi mai mult decât necesare. Pe parcursul întregii săptămâni ar trebui să porți bijuteriile pe care persoana ta iubită te va sfătui. Gustul său va fi impecabil, dar să te bazezi pe propria opinie nu merită. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Vărsător! Trebuie să planifici în mod clar săptămâna și să decizi singură ce anume dorești să obții. Imediat ce vei reuși să faci acest lucru, vei elimina molozul problemelor și grijilor. Oamenii interesanți îți vor asculta ideile, deși poate nu vei găsi întotdeauna cu ușurință parteneri pentru implementarea lor. Prietenii te vor ajuta să te relaxezi, deci petrece mai mult timp cu ei. În weekend vei putea câștiga mai mult de o inimă cu determinarea, încrederea în sine și farmecul tău. Ține-te de la critici. În un weekend este mai bine să fii singură și să reflectezi asupra situației. Săptămâna aceasta poți triumfa, alesul tău a realizat în sfârșit că nu ești cea mai bună gospodină din lume, dar nici cel mai devotat partener din lume. Cu această ocazie, partenerul tău de viață este înclinat să te ridiculizeze în toate felurile posibile și, în același timp, să se laude cu aventurile sale sexuale. Încearcă să nu-l descurajezi. Marți poți implementa cu succes ideile tale financiare dacă insisti să-ți pui în aplicare planul și nu îl amâni sau îl oprești. Până în a doua jumătate a săptămânii poți pregăti un portofel mare pentru bani bine câștigăți. Cel mai important în zilele următoare nu te vei plânge de probleme cu pofta de mâncare. Din potrivă, poate apărea situația opusă, de multe ori vei experimenta senzația de foame. Sterele spun că trebuie să urmărești numărul de calorii consumate, altfel o surpriză neplăcută te așteaptă mai târziu. Bea mai multă apă, renunță la faină și sare. Carbohidrații sunt permiși strict la Prânz și numai târziu. Se pare că este important pentru tine să rezolvă problema, să pui capăt îndoielilor. Poartă perle te vor ajuta să-ți clarifici multe în viața personală dacă nu ai o certitudine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Pești. Luni, o călătorie planificată sau deplasare va avea mare succes. Noi prieteni de așteaptă, viața în general se poate schimba dramatic chiar acum. Pune toate documentele în ordine, acum o poți face ușor și cu succes. La locul de muncă, fii perseverentă în apărarea intereselor tale și vei avea succes. Evita conflictele casnice, fii atentă mai ales la părinți. În weekend acordă o atenție specifică familiei și casei. Poți deveni foarte populară în rândul fanelor flirtului ușor, dar va fi complet nerealist să construiești relații de încredere cu fanii în această săptămână. Prea multe voie bune te poate distrage într-un moment important să acorzi atenție partenerului tău. Fii pregătită să dansezi cu fericire și mândria pentru flerul tău erotic. Datorită intuiției tale, ceva neobișnuit și foarte, foarte plăcut ți se va întâmpla în curând. Poate va fi un serut pasional sau poate ceva chiar mai delicios. Încearcă să eviți conflictele la locul de muncă. Uneori este mai bine să renunți decât să-ți atingi obiectivul. Când investești în imobiliare, verifică cu atenție contractele și conturile. Vineri poți fi dezamăgiute de rezultate, dar duminică vei găsi motive de bucurie. Dedică zilele următoare îngrijirii cardiovasculare. Stelele îți recomandă diverse proceduri de apă. Piscina îți va fi utilă nu numai pentru sistemul circulator, ci și pentru întregul organism. Dimineața încearcă să faci un duș de contrast, iar seara fă un masaj al picioarelor și mâinilor, mângâind și frecând mâinile și picioarele de jos în sus, de la degete spre inima. Săptămâna aceasta nu sunt excluse problemele financiare și disputele inutile pe probleme de muncă. Bijuteriile din turcoaz sau jate vor ajuta să remediezi situația. Așa că acum merită să le aporți. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!